Autocarul a fost reperat lângă supermarketul din zona, în stația de autobuz, chiar în momentul în care 5 buzoieni au fost debarcați pentru a merge acasă în cartierul Mihai Viteazu. Mai multe echipaje de poliție, jandarmi și de la poliția locală au sosit la fața locului, iar pasagerii au fost reîntorși în autocar. Au venit aici, pentru că au văzut, sau știau, sau nu știu să vă spun exact, n-am nimic să știu așa ceva. Și trebuie să ia pe oameni ăștia. Dar de la vamă și până aici n-ați fost opriți de nimeni? Nu, nu, absolut de nimeni. De unde deveniți? Din ce țări vin? Anglia și Belgia. Deci numai Anglia și Belgia, atât. Vă așteptați să vă loviți de chitrea asta și de restul parcursului? Doamne, sincer, da, dar până aici nu. Se pare că numai la Buzău să faci treaba asta, adică... În sensul pozitiv. Oamenii își fac treaba, da. Inițial s-a luat decizia ca autocarul să fie escortat până la domiciliile celor 5, însă șoferii au refuzat această soluție. Nu, deja e prea mult. Deci în Buzău nu există o mașină să ia... Băi, oameni. Băi, nu capăși cu la vădă. Gata, deja... Eu am înțeles orice. Asta-i tâmpim. Ulterior, autoritățile au hotărât să trimită o echipă de la Direcția de Sănătate Publică. Cei doi specialiști de la DSP au dispus obligativitatea ca toate persoanele să fie izolate la domiciliu, având în vedere că toți călătorii veneau din Anglia și Belgia. Persoanele din autocar de unde sunt venite? Din Belgia, care coboară aici. Dar mai sunt și de la Râmnic care coboară din Belgia și Londra. Nu are nimeni posibilitatea să vină să ia și să-i ducă. Deci ei trebuie să fie izolați la domiciliu în momentul de față. Am văzut autospeciala de la ei, să bănuiesc că o să vină să-i transporte cu acea autospecială. Dacă da? Este în regulă să-i exact, ducă pe toți exact. La domiciliu. Mi-a comunicat să vină autospeciala ISU. Să ce privește situația asta? Nu mai puțin, da, okay, am înțeles. Okay. Și doar pe căsura și cu colegii de la Râmnic să le spună că vin domnii să ia și să-i transporte direct la domiciliu. Pentru cei 5 buzoieni a fost adusă o auto specială de la ISU cu care să fie transportați acasă. Autocarul a fost apoi escortat de poliție și jandarmerie până la Râmnicu Sărat, acolo unde 32 de râmniceni au fost duși acasă pentru autoizolare. Un autocar care a transportat persoane venite fie din Belgia, fie din Anglia. În municipiul Buzău au debarcat 5 persoane care au fost izolate de restul persoanelor și de comunitate cu ajutorul poliției și a jandarmilor. La fața locului a ajuns și un specialist din cadrul Direcției de Sănătate Publică. Acesta le-a evaluat starea de sănătate. Nimeni nu prezintă simptome specifice infecției cu coronavirus și au fost direcționați către domicilii, unde vor rămâne izolați timp de 14 zile. Autocarul și-a continuat traseul către județul Vrancea, iar în Râmnicu Sărat au mai debarcat 32 de persoane care au trecut prin aceeași procedură.